Continuăm discuția despre copii, armonizarea relației cu copilul tău. Alte aspecte pe care să le ai în vedere. Și acum, dimineața asta mi-a venit în gând toate convingerile pe care le-am asimilat, ni s-au scris din diverse contexte legate de ce înseamnă un copil și legate de ce înseamnă un părinte. Și convingerile acestea sunt foarte variate, adică acoperă dimensiuni, acoperă arii multiple ale vieții de zi cu zi. Începând cu sănătate, mergând la hrană, igienă, odihnă, educație, protecție. Și anume, părintele este împovărat, îngreunat cu o mulțime de responsabilități. Adică de-a lungul timpului ni s-a extras ideea că un copil este un organism funcțional, este o structură, este o ființă care a venit dotată cu tot ceea ce trebuie pe pământul ăsta ca să trăiască, ca să funcționeze, și am pus în atributele părintelui de a fi părinte, un părinte trebuie să suplinească foarte multe din funcțiile absolut firești ale corpului copilului, de exemplu. Și poate mulți dintre voi nici n-ați contestat vreodată chestia asta. Ți-ai pus vreodată un semn de întrebare atunci când ai afirmat la genul copiii sunt mai sensibili, așa sunt copiii mai bolnăvicioși? Perioada în care mergi la grădiniță, prin integrarea în colectivitate, așa este. Copilul trece printr-o serie de boli, adică o iei ca pe un dat și o accepti ca pe o realitate. Nici măcar nu-ți pui întrebarea dacă poate e altfel. Un copil trebuie protejat, un copil trebuie îmbrăcat mai bine, un copil trebuie ferit de germeni, un copil trebuie... Adică toate chestiile astea, toate gândurile astea sunt pornite de la ideea că copilul este inferior, adică incapabil din punct de vedere fiziologic, în primul rând, să-și asigure să funcționeze la parametri optimi. Ce altceva? Ce ar mai fi aici? Copilul este... Așa, cu ceva lipsă, trebuie sprijinit, protejat, completat, asigurat, nu? Trebuie să fie cineva. Ca un copil să-și ducă o viață obișnuită, normală, trebuie să mai fie cineva care să-l completeze cu ceva ce-i lipsește. Poți să-ți dai voi, adică poți să te deschizi la o altfel de perspectivă? Înțelegi ce spun? Poți să fii părinte și să fii cu tot ceea ce e necesar copilului tău. Adică, în continuare, părintele este providerul, este cel care aduce hrană în casă, este cel care o dă la îndemână copilului ca acesta să poată să o mănânce, este cel care asigură căldura în casă. Adică suntem oameni care ne-am învățat cu confortul de a trăi la 20 de grade, indiferent de anotimp. Și e ok să fii părinte în condițiile astea. Nu înseamnă să-ți supui copilul la niște situații extreme, că funcționează oricum. Nu asta vreau să spun. Vreau să spun că poți să privești acel copil ca fiind complet, deplin, perfect, funcțional, sănătos. Copilul meu este sănătos. Când mă uit la copiii mei, văd numai sănătate, văd numai vitalitate, văd energie. Acum încerc să-mi scot, în momentul ăsta lucrez ca să-mi scot și ideea de oboseală. A, e seară, copilul e obosit, n-a dormit decât o oră, trebuie să fie obosit. Încerc să elimin gândirile și exprimările de genul ăsta, tocmai ca să nu inoculez copilului ideea de oboseală. Putem să ne băgăm în pat, să ne culcăm seara și fără să spunem înainte, sunt obosit, trebuie să mă culc. Mă culc și gata. Mă culc, a venit vremea ca corpul meu să intre la revizie, e la service. Și firesc să te odihnești. Mai firesc să te odihnești fără să mai treci prin oboseala aia care sună așa la ceva care nu ți-e confortabil.
simți nuanța, diferența? Ok, deci un aspect de lucrat, un alt aspect de văzut este să nu să lucrezi asupra convingerilor aduse din diverse contexte, genetic, de bază, istoric, cum că tu ai datoriile astea față de copil. Și atunci când nu mai vezi copilul ca fiind defectuos, adică din lipsă de, că îi lipsește ceva, și îl vezi ca fiind perfect și deplin și complet, tot ceea ce aduci tu, nu mai aduci din frica, de exemplu, nu mai ești acolo să-l protejezi de boală, că ți-e frică că se îmbolnăvește. Ești acolo să-i oferi un confort. De ce? Pentru că-l iubești. Pentru că îți pasă de starea lui. Pentru că în sufletul tău, inima ta este aproape și este în compasiune, este în dorința de a-l sprijini pe celălalt. Dar nu mai e din frică, nu mai e din lipsă. Și în momentul în care reconstruiești relația, de fapt, doar îi dai voie copilului să se exprime exact din ceea ce, să-ți arate, să trăiască împreună cu tine exact ceea ce vezi tu acolo, adică sănătate, energie, armonie. Și de multe ori, pe mulți dintre voi auzi spunând, așa e copilul meu mai sensibil. De ce e mai sensibil? Ce te face să-l vezi mai sensibil? Dacă îl vezi mai sensibil, ce beneficiu ai tu din asta? Că totul se reduce la tine până la urmă și la perspectiva ta. Copilul creează exact ceea ce tu te aștepți să vezi. Ce înseamnă e mai sensibil? Înseamnă oare că are nevoie de protecția mea? Înseamnă că așa mă simt, e un mod în care mă simt necesar, mă simt că sunt util, simt că sunt eu ca ființă umană, am un rost pentru că e cineva care are nevoie de mine? E unul mai sensibil acolo pe care trebuie să-l protejez eu, că sunt mai puternic? Ce zici? Și dacă n-ar fi cineva sensibil care să aibă nevoie de tine, ar fi cineva dornic să-și arate iubirea și tu să fii cel care să o primești. Și tu ai fi cel care ai iubire de dat și el să fie cel căruia să-i oferi. E o diferență între putere și inferioritate și forță și cealaltă perspectivă care este cu iubire și doar iubire. Poate fi greu de conceput, dar e întâi de toate și o deschidere către o nouă perspectivă. E întâi de toate. Cumva, lucrurile astea sunt așa de evidente și așa de simple. Doamne, mulțumesc că sunt cu atât, cu cât sunt mai simple, nu știu, cu cât sunt mai profunde, cu atât sunt mai simple. Dar pe cât sunt de simple, pe atâta parcă sunt de greu de văzut. Și acum când îți spun, ce zici? Cum ți se pare ideea asta și diferența asta? Ești dispus să accepți? Ești dispus să te deschizi către o nouă perspectivă? Asta e primul pas. În momentul în care te deschizi către o nouă perspectivă, înseamnă că dai voie lucrurilor să se manifeste altfel în viața ta. Asta e primul pas ca să ți se întâmple lucru, să te deschizi către o nouă perspectivă. Și atunci, realitatea începe să se transforme. Mulțumesc, Doamne, pentru conștientizările zilei de astăzi. Mulțumesc anticipat pentru conștientizările ce vor să vină. Mulțumesc pentru viața mea. Astăzi sunt entuziasm. Și sunt Adriana Păunescu, expert authority în reconectarea cu sinele folosind metoda Theta Healing.